Este acordul Consiliului Județean. Este la Consiliul Județean. De DSP a trecut. Urmează Consiliul Județean să ne dea avizul, urmează Ministerul Sănătății în momentul în care avem de la Consiliul Județean. Unde verde merge către Ministerul Sănătății. Cadre medicale în comisia de disciplină aveți? Avem, sunt multe reclamații și interne între colegi și în momentul în care apar mici discuții între colegii noștri pe diferite teme și pe diferite abordări, și colegii noștri se mai reclamă între ei, motiv pentru care sunt cei reclamați sunt trimiși către comisia de disciplină. Și mai sunt acele reclamații care vin din exterior, din partea aparținătorilor sau bolnavilor și pentru a fi corecți în orice judecată din punct de vedere a spitalului, ne trimitem către comisia de etică sau disciplină a spitalului. Da, secțiunea nouă înființată pe site-ul spitalului, ați început să primiți reclamații? Avem sesizări, le centralizăm și în funcție, în momentul în care sunt centralizate, sunt direcționate către departamentele care se ocupă, juridic, relații cu publicul, dacă sunt probleme punctuale, le trimitem către comisii de specialitate din cadrul spitalului pentru a face ancheta internă și pentru a stabili exact care sunt faptele. Dar, în general, se confirmă? Unele da, unele nu. Unele sunt, tocmai de asta sunt aceste comisii cu mai mulți membri pentru a stabili exact care este adevărul. Pentru cadrele medicale sunt și medici? Și medici, asistenți și infirmieri. Sunt, eu știu, reclamațiile de afară, ce vizează? Vizează de multe ori faptul că poate să medicul respectiv sau cadrul medical nu s-a adresat cu un ton adecvat sau nu i-au răspuns întrebărilor persoanei respective sau n-a primit un răspuns cum și-ar fi dorit să primească, nu neapărat actul medical în sine. În ultima perioadă, cam câte aproximativ au fost astfel reclamații? În ultima perioadă au fost reclamații după toată povestea de la sfârșitul, la mijlocul lunii august, au crescut numărul de reclamații, marea majoritate au primit și răspuns, alte reclamații sunt în curs la comisiile de specialitate și în momentul în care vom avea rezultatul comisiilor respective, vom da răspunsul către persoana care a reclamat spitalul în momentul respectiv. O cifră aproximativă. Asta ar putea să vă spună ceva statistică, dar vă promit că cel mai scurt timp o să aveți exact numărul de persoane, pentru că eu nu cuantific exact numărul, chiar dacă primesc hârtia cu reclamație, nu stau să număr fiecare reclamație care... Vă comunic pe grup astăzi. Care sunt motivele pentru care...